Nu vreau să mor, vreau să trăiesc mult, 100 de ani, să fiu cu Ingrid, până la adânci bătrâneți. Doamne Dumnezeule, ce morbid să mori. De ce nu m-ai întrebat cum mai vrea să trăiești? Nu vreau să mor. De moarte. O mașină. Ingrid. Într-un personaj de desene animate. Fie are mai multe, nu știu, dar cel mai mult cred că îi place Rapunzel. Mihai Viteazu. De mamă. Undeva unde să nu fie iarnă și frig, la căldură, dar să am familia cu mine. Altfel, rămân la frig. Minciuna, ipocrizia. Mi-aș fi dorit în copilărie să fiu mai înaltă, să am 2-3 5 cm în plus, dar o să aibă Ingrid, așa că m-am calmat, nu mă mai interesează. Că nu am mai mulți copii. Dedicarea, puterea de sacrificiu, mai multe. Dacă e amuzant, îmi plac, care au simțul umorului. Când am născut-o pe Ingrid. Hercule. Voce, să cânt. Învață de la ieri, trăiește pentru azi și speră pentru mâine. Să pierzi o persoană dragă. Când cineva greșește fără să fie conștient de asta. Era cumva că aveam prea mare încredere în oameni și că mă lăsam pe mine în favoarea altora. Mă puneam cumva pe plan secund, dar m-am vindecat puțin și de asta. Pe părinții mei și mai ales pe mama, pentru că mi-a dat viață, pentru că a fost alături de mine în toate momentele și bune și rele, pe mama. Dar am foarte multe, cel mai mult, dar am mai multe persoane pe care le admir și le prețuiesc. În general, eu nu disprețuiesc pe nimeni. Asta mă face să fiu mai fericită și mai liniștită. Mulțumesc! Liniștită, mulțumită și împlinită.